Salutare, frate, și bine v-am găsit la un nou gameplay, un nou video, un nou joc pe canal, frate, Chernobylite. Eu personal aștept foarte, foarte mult timp jocul ăsta, pentru că are legătură cu Chernobyl și eu sunt pasionat așa de tot ce ține de Chernobyl. Anul ăsta am și vrut să mă duc la Chernobyl, doar că n-am mai avut cu cine. În fine, nu mai contează. Ceea ce e mișto în jocul ăsta e faptul că tot Chernobylul și orașul Pripyat sunt scanate în 3D, adică exact ca în realitate e făcut. Așa că o să dăm drumul un pic la joc, să vedem un mic preview așa și în weekend o să ne vedem cu un live maraton, pentru că chiar vreau să fac jocul ăsta să-l cap coadă. Ați văzut orașul Pripyat, deci arată exact ca în realitate. Faptul că se vede că a fost scanat 3D, a fost scanat cu niște drone, super, super. Ia să vedem în continuare. Bun, se pare că am intrat în joc. Din ce am citit un pic așa pe pagina lor de Facebook, e vorba despre fata asta, Tatiana. Noi suntem Igor, personajul principal, și trebuie să o căutăm pe Tatiana, că e pierdută pe aici, prin Chernobyl. Nu știu exact, acum aflăm. Какой план, Игорь? Пробраться на атомную станцию. Найти пункт управления номер 5. Мама, супер графика, frate. Nu știu cum se vede la voi, dar arată impecabil. На 10 часов. Вертолёт. Не высовывай. Бă, ești nebun, ia uite, frate. Termocentrala de la Chernobyl în zilele noastre, acum că văd că e sarcofagul pus. Și acum e în 1986, când a explodat. Давление в рукавах слишком низкое. Быстро бегом на нижние этажи. Эй, Игорь. Ei, Igor. De se pare că aveam niște viziuni ceva, sau ne aduceam aminte. Cred că am fost și în 1986 pe aici. Personajul nostru a fost. Настоящая спецоперация. Cred că am să schimb limba asta, să s-o... Nu știu, dar pentru feeling-ul jocului aș lăsa-o, pentru că aveam opțiune să, ca vocile să vorbească în engleză. Băi, da, ce grafică are, s-a terminat șmecheria. S-a terminat șmecheria, dar abia aștept weekend-ul. Hai weekend! Hai weekend, că nu mai pot, vreau să-l joc full. Arată impecabil, se mișcă impecabil jocul, foarte bine optimizat. Deși spune că e early access. Ia să vedem. Hei, Igor, e aici, scăriți сюда. Ce să fac, mă? Ладно, Игорь, dă-mă вперед. Ce că le iei de fac? Fii atent.
A, deci alegem noi, hai să fim politicoși. Eu cred că sunt static sau ceva cu ăștia, nu știu. Be polite, ok. Nu voiam să țin la el. Вперед, к звездам. Mamă, ce voce avem. Дерьмо! Игорь, прячься! Băgați-mă pe mine, înaintare. Voi aveți armă, eu n-am nimic. В канализацию. Встретимся там. Проклятие. Нет здесь никого, я же говорил. Грузовик. О să intre prin niște canale, ceva, nu știu. Mamă, intrăm în termo centrală la Chernobyl. Du-te, bă, că nu cred așa ceva. În mod normal, acum ar trebui să fie un... Bine, nu mai sunt așa mari radiațiile de când au pus sarcofagul ăla. Asta va ieși în ținie. Deci, opa, aud, ne-a șoptit ceva Tatiana. Tatiana, unde ești, fata mea? Haide, haide, arată-te, că după tine am venit. Hai, fata mea. Acolo sunt niște soldați, n-aș vrea să-i deranjez, da. E cumva să-i ocolez, dar pun... Domnule, bă, mă ajută Tatiana asta, îmi zice, nu-i lăsa să te vadă. Nu, cred că ar trebui să bag vocile. Я же говорил, да уж, легкая работа, сторожить хрен знает что у черта на рогах. Никто не выкупит, что мы напились. Cred că ar trebui să bag vocile în engleză, că îmi distrage atenția să stau să citesc și pierd din detaliile jocului, dar bineînțeles am să fac asta în episodul următor, că nu vreau să vă plictisesc prin meniu pe aici. Să vedem. Bun, eu pe unde trec? Cred că tot pe aici, pe unde vreau. Nu mai văzut. Repede că nu mai văzut. Se întoarce gunoiul ăla. Pa. Hai mă, te-ai blocat. Bă, da, repede mă vede. Haide, mă, mișcă-te. De așa o să mergem. Îmi place că aici modul ăsta de sneaky. Cred că am scăpat acum. Voi intra ceva. Mergem pe subteren pe aici. Hai că-i cu spatele. Эй, Игорь, я здесь. Гата. Скорей сюда. Гата, кумет. Сама джос. А, бине, бине, ка мерси он чет, и ту траги ушири аста дескриции, да са аудит пуна в Припят. Ту ешь баят, ешь баяту. Ала, и куной, да, и куной. Так это здесь. Да, 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 спускаемся оттуда прямиком на станцию. Я все вижу. Din ce am citit, am înțeles că jocul ăsta va avea mai multe finale. И следи за уровнем радиации, хорошо? А, sunt радиации pe aici, nu se aude așa. Игорь, возьми счетчик Гегера и следи за уровнем радиации, хорошо? Хорошо. Echipăm cu asta. Bun, da. Три, шесть, да. Так себе, конечно. Not good, not terrible. Мы в безопасности. Cum a zis... Безопасно. Ах, Антонов, ну, cum îl chema, mă, frate? Дятлов. Bun. La 3 microsiveți e ok. E ok, poți, adică nu e o radiație, nici în viața reală nu e o radiație foarte mare. Anton, în condițiile în care
dacă zbori cu avionul, iei de 3 sau chiar 4 ori mai multe radiații. Sau într-un oraș mare, aglomerat, asta e limita normală, de 2-3. Credeți-mă că m-am interesat foarte mult, că chiar am vrut să mă duc în Kiev să vizitez Chernobyl. Bun, hai să creăm și noi gameplay-ul ăsta aici, pentru că devine foarte interesant și mă prinde și din păcate nu am timp să stau mult să filmez. Ne auzim data viitoare, în weekend facem maraton cu jocul ăsta, deci de-abia aștept să-l facem full și ne vedem. Nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați dacă nu sunteți și ne vedem. Pa, 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 ciao!